A început drumul de adio pentru cea care a fost iubita regina britanicilor și suveran îndrăgit de lumea întreagă. Străbătute de atâtea ori în timpul vieții sale, tărâmurile ce au intrat în cârmuire îi sunt acum pline de capete plecate și inimi strânse. Pe unde i-a trecut sicriul de stejar, simbol al forței, rezistenței și stabilității, a stat clipa în loc și nici șoaptele nu s-au mai auzit. Supușii au ieșit la drum și au tăcut solemn. Pentru cei mai mulți, este singurul monarh pe care l-au cunoscut în viața lor. Marți, regina ajunge în Londra ei fabuloasă, în oraș, pentru ultima dată și acolo va rămâne până ce ultimul suflet, fie lider sau nu, îi va cinsti memoria. Iar pe 19 septembrie, regina va fi mormântată. Cercul vieții și al morții se închide la Westminster Abbey. Acolo regina se va odihni alături de răposatul ei soț, prințul Philip, dar și de părinții săi, regele George al VI-lea și regina consoartă Elizabeth. Așadar, traseul sicriului cu trupul neînsuflețit este unul care străbate distanțe impresionante în cadrul unor procesiuni cum nu au mai fost altele în Marea Britanie. Colegul meu, corespondent special Prima TV în Londra, Alin Petrică, știe exact pe unde va trece cortegiul funerar. Bun găsit, Alin, spune-ne care este drumul până la Londra. Mă aflu în fața Westminster Cathedral, este punctul final al călătoriei reginei Elisabeta a II-a. Pentru că aici va fi slujba de înmormântare pe 19 septembrie. Până atunci, astăzi, deja a pornit cortegiul funeral de la Castelul Balmoral din Scoția. A făcut 260 de kilometri pe coasta de est a Scoției și a ajuns la Edinburgh, acolo unde este palatul și reședința oficială a familiei regale în Scoția. Acolo va sta la palat 24 de ore, pentru că mâine va face o procesiune în orașul Edinburgh și va ajunge la St. Giles Cathedral, unde va fi depus pe catafalc și va fi un moment în care publicul, oamenii supuși, vor putea să se ducă, să se reculeagă acolo și să își ia la revedere de la regina lor. La slujba de la această catedrală vor participa și membrii familiei regale, inclusiv regele Carol al III-lea, Charles III. Apoi, sicriul va fi transportat cu avionul după cele 24 de ore de stat în Edinburgh și va fi adus la Palatul Buckingham, unde va sta o noapte. El va ajunge pe 13 septembrie noaptea, pentru ca apoi pe 14 septembrie să se facă o procesiune prin oraș de la Palat la Westminster Hall, care se află aici în spatele catedralei, unde va fi depus așa cum se face de obicei în situațiile în care un lider de stat al Marii Britanii moare. Se va depune, iar oamenii timp de 4 zile vor putea să stea liniștiți la coadă, să-și aștepte rândul, să-și ia la revedere, să își spună ultimul gând în fața catafalcului unde va fi pus trupul reginei. Westminster Hall este un loc în care de obicei sunt depuse trupurile neînsuflețite, cum am spus, ale liderilor britanici. Acolo a fost regina mama, acolo a fost Winston Churchill și acolo au fost mai mult regi ai Angliei de-a lungul timpului. De exemplu, la regina mamă au fost 200 de mii de oameni care au vrut să participe și au participat. Se așteaptă acum un număr mult mai mare de oameni care vor veni. Bineînțeles, după cele 4 zile, atât cât vor putea intra aici, la catedrală va fi punctul zero, pentru că aici va fi slujba de mormântare. Aici vor veni toți liderii lumii care participă la acest moment istoric. Londra este acum un oraș în pregătire, operațiunea London Bridge, care stabilește în amănunt toți pașii care trebuie făcuți pentru ceremoniile de mormântare a reginei, este pusă în practică. La capela unde va fi adus trupul neînsuflețit sunt așteptate sute de mii de oameni, iar între timp zborurile către Londra din toate colțurile lumii sunt pline, semn că lumea vrea să fie prezentă la acest eveniment atât de important pentru istoria Marii Britanii și, de ce nu, pentru întreaga planetă. Chiar dacă își plâng regina, britanicii privesc spre viitor și își pun toată speranța în noul suveran. În toate piețele, pe marile bulevarde și în fața tuturor clădirilor importante, se fac gesturi care arată cât de important este acest moment. Însă punctul zero rămâne Palatul Buckingham. Mulțimi de oameni vin în continuare să depună flori și, dacă au noroc, să-l poată vedea pe regele Charles al III-lea. Oamenii care vin în continuare cu miile să depună un buchet de flori
pentru și în memoria reginei Elisabeta a II-a, sunt nevoiți acum să le pună în jurul copacilor din parcul care înconjoară Palatul Buckingham. De ce? Pentru că, din motive de securitate evidente, pentru că începând de astăzi, regele Charles al III-lea este noul locatar și este locul de muncă al lui Charles al III-lea, locul s-a închis. S-au pus garduri, iar oamenii sunt limitați în a se apropia. Totuși, răbdarea oamenilor este răsplătită. Apariția fețelor regale creează o euforie de nedescris. În așteptarea regelui la Palatul Buckingham, iată, se întâmplă un gest foarte important, simbolic pentru ceea ce se întâmplă acum. Se scoate doliul de pe steagurile Marii Britanii. Va ține 24 de ore acest lucru, pentru că pe urmă se va reveni la punerea lor în Bernă pentru a comemora, pentru a marca moartea reginei Elisabeta II-a. Însă 24 de ore de la proclamarea lui Carol al III-lea ca rege al Marii Britanii, ele vor flutura libere ca simbol al forței și independenței poporului britanic. Oamenii privesc spre viitor cu speranță, deși sunt și voci, în special tineri, care nu văd în noul rege puterea pe care Elisabeta a II-a a avut-o. I think he'll be a really good king and I hope that he carries on as his mom did. I think he had a long time to get ready. I think he will be a good king. No, I don't like it. Honestly, I just want like a queen again. Yeah. I want a queen. Sperăm că o să vină și mai des. Și o să îndume pe supușii săi să vină cât mai mulți în România. Aglomerație este și pe aeroporturile din Londra. Pe toate rutele, avioanele sunt arhipline. Mii de oameni din întreaga lume vin să participe la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, iar așteptarea pentru controlul pașapoartelor poate dura și câteva ore. Noul suveran va face un adevărat maraton în aceste zile și va parcurge mii de kilometri pentru a ajunge în toate locurile unde are stabilite întâlniri. Ne întoarcem acum la corespondentul Prima TV la Londra, Alin Petrică. Alin, care este programul regelui în aceste zile în care își preia atribuțiile și obligațiile de suveran și la ce evenimente va participa în cadrul funeraliilor de stat pentru mormântarea reginei Elisabeta a II-a? Da, o perioadă dificilă, grea și plină pentru regele Charles al III-lea, pentru că are de făcut foarte multe lucruri legate de înmormântare pe de-o parte și de noul statut de rege al Marii Britanii. Astăzi, de exemplu, s-a întâlnit cu secretarul general al Commonwealth-ului și a făcut asta în calitatea sa de lider al țărilor care au făcut parte din Imperiul Britanic. Mâine este o zi la fel de plină. Camerele reunite ale Parlamentului Britanic îi așteaptă și pe el și pe soția sa Camila pentru a își exprima fiecare membru al Parlamentului condoleanțele pentru moartea reginei Elisabeta a II-a. Apoi vor pleca împreună spre Edinburgh, acolo unde deja se află truful neînsuflețit al reginei Elisabeta a II-a. Se va duce prima dată la palatul unde este de obicei reședința oficială a familiei regale în Scoția. Acolo vor fi câteva ceremonii, vor primi cheile palatului ca un gest al trecerii de la regină la rege. Se va duce în Parlamentul, de acolo se va întâlni cu liderul Parlamentului, cu președintele Parlamentului Scoțian și cu toți membrii Parlamentului Scoțian, care la fel ca aici își vor exprima oficial condoleanțele pentru decesul reginei. Apoi vor merge la St. Giles Cathedral, unde se va depune trupul reginei pentru 24 de ore. Acolo va fi și o slujbă, bineînțeles, pentru că tot acolo, cum am spus, va fi și primul moment în care oamenii supuși se vor putea duce să își ia la revedere de la regină. El se va duce în ziua următoare spre Irlanda de Nord, acolo la fel va avea lucruri legate și de moartea mamei sale și de noul său statut oficial, pentru că se va întâlni cu liderii comunității locale și cu liderii parlamentului local. De asemenea, va ține un discurs și va vizita o expoziție care este dedicată de oficialitățile din Belfast, regina Elisabeta a II-a. Apoi se va întoarce acasă, pentru că vine un moment foarte important. Deja vorbim de ziua 14 septembrie,
Aici trupul reginei este deja la Palatul Buckingham și pe 14 va fi o procesiune de la palat, cum am spus, spre Westminster Hall, unde va fi depus trupul. În spatele trăsurii care va duce trupul va fi primul regele Charles și soția sa și va fi urmat, bineînțeles, de fiii săi și de ceilalți membri ai familiei regale. Apoi joi se va, vineri se va duce în Țara Galilor, unde de asemenea va avea întâlniri similare cu cele din Scoția și Irlanda de Nord pentru a oficializa această nouă postura sa de rege al Marii Britanii, al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cum este denumirea oficială. Și pe 19, bineînțeles, va fi ziua 0, ziua cea mai importantă, pentru că va fi slujba de mormântare aici, la Catedrala Westminster, unde mă aflu eu acum. Mile de oameni care s-au adunat ieri în fața castelului Windsor pentru a aduce un ultim omagiu celei care a domnit timp de 70 de ani asupra Regatului Unit au avut parte de o surpriză neașteptată. Nepoții regretatei regine Elisabeta II, William și Harry, au ieșit alături de soțiile lor, Kate și Meghan, în fața castelului pentru a privi mesajele și florile aduse de public. Uimirea a fost cu atât mai mare cu cât cei doi prinți au părut că au lăsat deoparte orice neînțelegere din trecut pentru a fi alături unul de celălalt în aceste momente dificile. Moartea reginei Elisabeta II a făcut ca neînțelegerile dintre cei doi nepoți ai ei să pălească în fața durerii pierderii celei care le-a fost bunică. William a transmis și un mesaj prin intermediul paginii de Instagram. Joi, lumea a pierdut un lider extraordinar, al cărui angajament față de țară, regate și Commonwealth a fost absolut. Se vor spune atât de multe în zilele următoare despre semnificația domniei sale istorice. Eu însă am pierdut o bunică și, deși voi plânge pierderea ei, mă simt totodată incredibil de recunoscător. Am beneficiat de înțelepciunea și reasigurarea reginei până în al cincelea deceniu de viață. Știam că această zi va veni, dar va trece ceva timp până când realitatea vieții fără bunica va fi cu adevărat reală. Conform purtătorului de cuvânt al lui William, noul prinț de Wales l-a invitat pe fratele său, Harry, și pe soția acestuia să li se alăture la o plimbare pentru a vorbi cu mulțimea. Cei mici au fost extrem de încântați să-i vadă pe cei doi prinți din nou împreună. Meghan Markle a fost și ea primită cu brațele deschise de către publicul britanic. Emoție și tristețe. Asta a simțit publicul venit în fața castelului Windsor. No, it was a surprise to see Harry and Meghan, so good to see them all together. I think they're going to make amends, brush everything under the carpet and become, you know, brothers again and to talk and communicate and stuff like that, which would be great, I think. You know, you can need your family at this time as well. So hopefully they will be as one again like they were before and get on and the children can be together and be great. Reunirea celor doi frați alături de soțiile lor în aceste momente de pierdere a trezit speranța britanicilor. Speranța unei noi reapropieri între cei doi prinți, William și Harry. Acum, după moartea străbunicilor, copiii lui Harry și Meghan au devenit Alteța sa regală prințul Archie de Sussex și Alteța sa regală prințesa Lilibet de Sussex. Schimbarea este rezultatul unor reguli stabilite acum mai bine de un secol de regele George al V-lea. Noua versiune a imnului național al britanicilor a fost cântată pentru prima oară pe un stadion din Londra. S-a întâmplat la deschiderea meciului de cricket dintre Anglia și Africa de Sud. Întreg stadionul a cântat alături de soprana Laura Wright noul imn. Iată momentul impresionant. Norocos, așa s-a descris Daniel Craig, actorul din James Bond, atunci când a vorbit despre colaborarea pe care a avut-o cu regretata regina Marii Britanii, Elisabeta II, pentru un proiect din cadrul Jocurilor Olimpice din 2012. Aflat pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Toronto, actorul a vorbit despre moartea monarhului britanic. I was just very lucky to be
to be part of something, the Olympics, when they happened, and to get to work with her on something that I think a lot of people, I think, enjoyed and liked and laughed at. So I was just very lucky. Schimbăm acum registrul și continuăm știrile. Și la sat se poate. Asta au demonstrat cei care i-au așteptat pe elevi cu școli mai ceva ca la oraș în două state vrâncene. Cum au reușit și ce spun copiii care au trecut pragul noilor unități de învățământ, vedeți în câteva clipe în jurnal. Istoria nu se uită și e plină de durere de cele mai multe ori. Ne-o dovedește din plin și prezentul pe care îl trăim. Au trecut 21 de ani de la cea mai mare tragedie din istoria Americii, atentatele de la 11 septembrie. În 2001, peste 3.000 de oameni au murit după ce teroriștii Al-Qaeda au deturnat 4 avioane și au lovit turnurile gemene din New York și clădirea Pentagonului. A urmat o perioadă dificilă pentru continentul american, dar și pentru întreaga omenire. Cam fiecare an, liderii SUA au comemorat evenimentul. Lieutenant Colonel Gary F. Smith, Mary Ray Sopper, Robert Spiesman. 21 years ago, 21 years, and we still kept our promise. Never forget. We'll keep the memory of all those precious lives stolen from us. I remember a message sent to the American people from Queen Elizabeth. It was on September 11. As quote, "Grief is the price we pay for love." Dimineața zilei de 11 septembrie 2001 părea obișnuită pentru cetățenii americani. Nimeni nu-și închipuia că 19 teroriști asociați organizației Al-Qaeda se îmbarcau în 4 avioane de pe aeroporturile din Washington DC, Boston și New York, urmând să comită cea mai mare tragedie din Statele Unite ale Americii. Teroriștii au preluat controlul asupra aeronavelor. La ora 8:46, un avion de pasageri Boeing 767 lovește unul dintre turnurile gemene de 110 etaje ale complexului World Trade Center din New York. Toate persoanele de la bord au murit pe loc, la fel și mulți dintre cei care se aflau în clădire. Câteva minute mai târziu, un al doilea avion deturnat lovește cel de-al doilea turn, turnul de sud, iar scenariul sângeros se repetă. Al treilea avion se prăbușește în Pentagon. Toți pasagerii au fost uciși pe loc, alături de militari și civili din clădire. Ultima aeronavă se prăbușește pe un câmp din Pennsylvania. 40 de călători și membri ai echipajului au decedat. Bilanțul zilei de 11 septembrie 2001 a numărat 2977 de morți. Printre victime se aflau și trei români, care lucrau la etajul 103 al primului turn World Trade Center. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. La o lună de la tragedie, președintele american de atunci, George W. Bush, anunța declanșarea unei operațiuni militare împreună cu Marea Britanie, susținută de o coaliție internațională ulterior, pentru a eradica Al-Qaeda și pentru a-l prinde pe Osama Bin Laden, considerat responsabil de atentate. Abia în 2011, trupele americane localizau și ucideau pe Bin Laden în Pakistan. În aceeași țară, în 2003, era prins și arestat și Khalid Sheikh Mohammed, cel care ar fi planificat atacurile din 11 septembrie. Au urmat ani în care americanii au construit noul World Trade Center, pe locul fostului imobil. Clădirea a fost inaugurată pe 3 noiembrie 2014.
A tras la întâmplare din mașină cu pistolul cu aer comprimat noaptea, fără să se gândească la cei pe care i-ar putea răni grav. Vorbim despre un tânăr dintr-o localitate din Botoșan care a procedat astfel, iar apoi a încercat să scape de armă când a realizat că a nimerit un om. Cu mai multe detalii vine chiar acum colegul meu, Adrian Negru. Bun găsit, Adrian. Cum s-a întâmplat concret totul? Bun găsit! Este vorba despre un grup de tineri care se plimba sâmbătă seara prin localitatea Bozieni din județul Botoșani. La un moment dat, unul dintre tineri, care avea asupra sa o armă cu aer comprimat, a scos-o pe geam și a început să tragă aleatoriu. În jur, fiind beznă, acesta nu a văzut că pe marginea drumului se afla un grup de tineri, iar proiectilele l-au nimerit pe unul dintre aceștia. Imediat, făptașul a încercat să scape de armă și a aruncat-o în iarbă, însă polițiștii chemați prin apel la 112 au găsit-o la scurt timp. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, este acum cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și pentru loviri sau alte violențe. Din fericire, victima a fost dusă imediat la spital și medicii l-au stabilizat, iar acum este în afara oricărui pericol. Acestea au fost informațiile. La revedere! Nici o zi fără scandal în fotbalul românesc. A fost război în toată regula după meciul din Superliga dintre FCU Craiova și Rapid. Jucători, suporteri și oficiali ai celor două echipe au fost implicați în bătaia generală care a avut loc în drumul spre vestiare. Cu mai multe detalii și imagini revenim însă la Focus Sport la ora 18:55 de minute. 3 tone de azotat de amoniu au fost la un pas să explodeze și să producă o catastrofă asemănătoare cu cea de la Mihăilești. Un incendiu a izbucnit la anexa unei locuințe din localitatea Gotlob și amenința să se extindă la un depozit în care se aflau 3 tone de azotat de amoniu. Dacă ardea, îngrășământul agricol putea produce o deflagrație uriașă care ar fi distrus mai multe locuințe. Ovidiu Vărădean de la Timișoara vine cu toate informațiile. Bună seara, Ovidiu! Te ascultăm! Bun găsit, alerta s-a dat la pompieri în jurul orei 21:30, când incendiul a izbucnit la o anexă. De fapt, un garaj în care se afla o mașină. La fața locului au fost trimise inițial 3 autospeciale de pompieri și un echipaj smurt. Până la sosirea echipelor de intervenție, flăcările au ajuns însă și la coama casei, în curtea căreia era anexa, și amenința să se extindă rapid și la un depozit aflat în apropiere. Atunci când pompierii au aflat că în clădirea de 500 de metri pătrați de lângă casă se află 3 tone de azotat de amoniu, dar și 20 de tone de cereale și deșeuri din lemn, au cerut imediat forțe suplimentare. Mai multe echipaje din Timișoara au plecat spre locul intervenției. Lor li s-au alăturat și mai mulți pompieri voluntari din comunele din jurul Gotlobului. Dacă flăcările ar fi ajuns la azotatul de amoniu, s-ar fi putut produce o deflagrație imensă. Azotatul de amoniu, în condiții de temperatură ridicată, se descompune și poate exploda. Cel mai grav incident în România a avut loc în 2004, când un camion încărcat cu 20 de tone de azotat a luat foc și a explodat. 18 oameni au murit, iar alți 13 au fost grav răniți atunci. Din fericire, intervenția salvatorilor militari a oprit extinderea flăcărilor la hala cu azotat de amoniu. Pompierii spun că, cel mai probabil, incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit. Atât deocamdată de aici. La revedere! 2023 ar putea fi un an al recordurilor pentru România, cel puțin când vorbim despre inaugurarea șoselelor de mare viteză. Specialiștii estimează că până la finalul anului viitor ar putea fi dați în folosință 167 de kilometri noi de autostradă și drum expres. Asta doar dacă toate contractele vor fi respectate, iar constructorii nu vor pierde vremea. În cea mai neagră situație ar putea fi inaugurați doar 78 de kilometri, dar nici așa nu ar fi tocmai rău dacă facem o comparație cu ultimii ani, când media a fost de doar 50 de kilometri. Doar 53 de kilometri noi de autostradă și drum expres vor fi numărați la finalul lui 2022. 40 dintre ei sunt pe drumul expres Balș-Slatina, 13,7 pe tronsonul de autostradă Sibiu-Boița. În total, în România sunt acum sub 1000 de kilometri de autostradă și doar aproape 40 de drum expres. E nevoie însă de mult mai mult. Noi avem un decalaj sau o lipsă foarte mare în domeniul infrastructurii rutiere. Nu au fost făcute aceste drumuri care să lege capitala de principalele orașe prin drumuri de mare viteză, fie că vorbim de drumuri expres, fie că vorbim de autostrăzi, la fel și poduri.
care să lege România până la urmă. Nu au fost făcute când trebuiau, acum trebuie făcute. Mai avem și contextul regional care ne împinge puțin de la spate. Ar fi o parte bună a acestui context regional din acest moment. Astfel încât și dacă am deschide șantiere în acest moment în toată România și am începe să lucrăm, nu am avea cu cine, nu am avea nici resursele materiale. 2013 a fost ultimul an în care am avut cu ce ne lăuda. S-au inaugurat atunci peste 80 de kilometri. De atunci, cifrele au mers în jos. Potrivit asociațiilor care monitorizează infrastructura rutieră din România, dacă toate vor merge ca la carte, 2023 va fi anul unui nou record, 167 de kilometri de autostradă și drum expres noi. Există însă teama că nu vor fi construite corect și că vom ajunge să le demolăm. Cum ce e azi, nu mai e mâine, iar rezilierile contractelor sunt la ordinea zilei, nici șoferii nu sunt încrezători în previziuni și cred că doar loturile A0 Sud, A2, DN6, drumul expres 12, Slatina-Colonești și bucata din autostrada 3, Nușfalău, sub placul de Barcău, vor fi date în folosință la anul. În total, 78,53 de kilometri. Și vreodată autostrada asta a trăit gata oare de la noi? Nu cred. Nu o prindem noi. Firme care, în momentul în care semnează un contract, se concentrează pe finalizarea contractului, pe construcție, pe aducerea de utilaje, pe aducerea de specialiști. Sunt și alte firme care, în momentul în care semnează contractul, se concentrează pe posibilitatea identificării în contract a unor amănunte care să se transforme în claimuri, adică în bani nemunciți. Iată cum arată harta lucrărilor. Lucrările la carosabil în Boița au fost calvarul șoferilor în această vară, iar cozile s-au întins zile întregi pe 10 de kilometri. Este posibil ca în luna decembrie să fie dați în folosință cei aproape 14 kilometri care vor lega Sibiul de Boița, primul tronson în lucru al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Și în nord-vest... Sfârșitul anului 2023 ar putea să aducă și deschiderea celor aproximativ 13 kilometri de drum expres care să facă legătura între centura Oradiei și autostrada A3, o autostradă care atunci când va fi gata va uni Vama Borș de capitala București. Ei bine, dacă austriecii de la Strabag se grăbesc și anunță deja inaugurarea chiar înainte de termen, în schimb CNAIR și turcii de la New Roll nu s-au pus deocamdată de acord cu privire la soluția de conectare pe care să o aplice în localitatea Porți, astfel încât anul viitor să fie inaugurat și tronsonul de 14 km dintre Nușfalău și suplacul de Barcău. În sud-vestul țării însă... Italienii de la Tirena Scavi s-ar putea să rezilieze contractul pentru drumul expres Craiova-Balj de aproape 18 km. Și dacă vorbim de drumuri expres, se pare însă că tronsonul 3 Craiova-Pitești se va deschide anul viitor. Tot anul acesta s-a făcut primul pas pentru realizarea autostrăzii Timișoara-Belgrad. În urmă cu câteva săptămâni s-a semnat de către miniștrii transporturilor din România și Serbia a protocolului de realizare a șoselei de mare viteză. Până la Moravița, traseul este de 73 de kilometri. Studiul de fezabilitate va fi terminat în această toamnă, iar din 2023 va fi lansată licitația pentru proiectare și execuție. Probleme mari sunt însă și la autostrada A3. Mai precis, sectorul Nădășelu-Zimbor de peste 30 de kilometri, tronson ce pare incert pentru că CNAIR nu a aprobat modificările de soluții tehnice nici la Nădășelu și nici la Topa Mică. Nu putem vorbi, se pare, nici de inaugurare înainte de termen anul viitor, nici pentru tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului. În 2021, la rețeaua de autostrăzi a României, s-au mai adăugat doar 30 de kilometri de drum și câteva centuri ocolitoare, începute cu ani în urmă. Ajungem și în București și vorbim despre autostrada A0, un nou inel de centură al capitalei, care va avea 101 kilometri. Segmentul de nord are 4 loturi. Lotul 2 are termen de execuție 2024. Constructorul spune că va livra porțiunea între DN1 și A3, adică în jur de 10 kilometri, chiar și în 2023. În sud, loturile 1 și 2, cam 33 de kilometri, sunt și ele scadente tot anul viitor. În 2023 și 2024, cei aproximativ 52 de kilometri din partea de sud a autostrăzii de centură A0 ar trebui să fie finalizați și deschiși traficului. Astfel, am putea avea o variantă nouă de a ocoli capitala de la autostrada A1 la autostrada A2. Irina Gologan, Prima TV.
Pentru cei mai mulți dintre elevii care au trecut pe 5 septembrie pragul școlilor din Vrancea, noul an a fost unul obișnuit. Aceeași clasă, aceeași bancă, aceeași curte în care se joacă sau nu în recreație. Alții, mai puțin la număr adevărat, au primit un dar fabulos, o școală reabilitată în totalitate și una ridicată de la zero, cu arhitectură surprinzătoare, elegantă, cu mobilier ca la oraș. Vă doresc mult succes în noul an școlar, să avem rezultate minunate. Învățătoarea Gabriela Melu Butu de la școala primară din satul Haret a lucrat 2 săptămâni, de dimineață până seara, pentru ca pe 5 septembrie elevii să pășească într-un decor de bazm la începutul școlii. Iar copiii au fost mai mult decât încântați. Place la școală, e frumos. Pe cine doreai tu să vezi neapărat? Toți colegii și pe doamna învățătoare. Cum e, mai greu ca anul trecut? Da, un pic. Ce ți-ai dorit tu pentru acest început de an școlar? Să învăț bine și ca niciodată să iau note mici. Și părinții au fost mulțumiți de ceea ce au văzut și au ales școala din sat, deși ar fi putut să-i ducă la oraș. La fel de emoționată ca elevii săi a fost și doamna învățătoare. Am copii foarte frumoși, foarte inimoși, mi-a fost dor de ei. Cât timp v-a luat să decorați? Ultimele zile din concediu mi-am pregătit clasa, așa cum o vedeți. Într-o altă comună vrânceană, Gura Caliței, copiii au început anul într-o școală nou-nouță, cu arhitectură modernă și prietenoasă. O școală bine compartimentată, cu toalete în interior și apă curentă. A fost o surpriză? Foarte mare. De ce? Pentru că ne putem desfășura orele mult mai bine, avem mult mai multe condiții. E frumoasă? Foarte. M-am bucurat mult că avem mai multe condiții ca la școala veche. Ar fi toalete frumoase, mai... Contează? Da. Avem mai mult loc, mai mult bănci. Școala e mare. Avem table inteligente, avem calculatoare, tablete pentru toți copiii acestei școli. Suntem foarte mulțumiți. Mă mândresc că am ajuns și am construit școala de la de jos până sus, construcție nouă, totală. Lucrările la noua clădire a școlii au început în 2018, cu bani de la Ministerul Dezvoltării, 1.600.000 de lei, la care s-a adăugat contribuția primăriei de 600.000 de lei. Activitatea celei mai mari centrale nucleare din Europa, cea de la Zaporojie, a fost oprită complet, a anunțat Kievul. Operatorul ucrainean al centralei a anunțat și că ultimul reactor a fost deconectat de la rețeaua cu energie electrică. Decizia a fost luată din cauza bombardamentelor din zona centralei nucleare, care pun în pericol siguranța atomică la nivel mondial. Între timp, la 200 de zile de la începutul invaziei, contraofensiva ucraineană înregistrează succes după succes pe câmpul de luptă. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Turcia este cu siguranță una dintre țările cu cele mai fascinante culturi de pe planetă. Monumentele ridicate dăinuiesc și astăzi și atrag anual 10.000 de turiști și în alte locații decât cele de la malul mării. Descoperiți și dumneavoastră aceste locuri minunate într-un material impresionant realizat de colegii mei, Cristian Cosmaciuc și Adrian Negru, în orașul Hatay, dar după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Turcia este cu siguranță una dintre țările cu cele mai fascinante culturi de pe planetă. Aici au trăit de-a lungul anilor nenumărate civilizații și fiecare și-a pus amprenta pe ceea ce reprezintă astăzi țara din Orientul Mijlociu. Monumentele ridicate dăinuiesc și astăzi în cele mai importante orașe istorice și sunt printre principalele motive pentru care atrag turiștii și în alte locații decât cele de la malul mării. Urmează un material impresionant despre orașul Hatay, realizat de colegii mei, Cristian Cosmaciuc și Adrian Negru. Regiunea asiatică a Turciei este unul dintre locurile cu cea mai mare încărcătură istorică de pe planetă. Cel mai bine vorbesc despre această bogăție culturală orașele Hatay și Gaziantep, care oferă zeci de monumente și locații de vizitat pentru pasionații de istorie.
While during that, they can see the city, the culture, the civilization, the ancient civilizations and the history. In fact, they can come to Istanbul and make a visit, like a 2 days trip, and take a flight to Gaziantep and both Hatay. There are daily flights to those destinations. Orașul Hatay este un adevărat templu al creștinismului. Biserica Sfântului Petru este locul unde păzitorul Raiului a răspândit credința împărtășită de Iisus după învierea sa. St. Peter comes to here in 30s or 40s Anno Domini, and he gathered the people firstly and preached to them. So the first the word Christian was used here in this city. Iar pe muntele miracolelor din împrejurimile orașului Hatay poate fi vizitată mănăstirea Sfântului Simeon cel Mare. Între ruinele mănăstirii construite în secolul al VI-lea se găsește și baza stâlpului, în vârful căruia se spune că Simeon cel Mare sau Simeon stâlpnicul ar fi trăit 40 de ani. În acea vreme ajungeau aici oameni de pe tot continentul pe care călugărul îi trata de cele mai grave afecțiuni. În Hatay există chiar și un hotel care este în același timp și muzeu. În urmă cu câțiva ani, cei care au vrut să ridice hotelul au avut o surpriză atunci când au descoperit ruinele unei cetăți romane datând din secolul al II-lea. It was really very hard project, but we believed in that project because it's a new way of protecting and combining the old with today's world. Anual, zeci de mii de turiști și nu numai ajung în aceste locuri care te încarcă spiritual. I already created content for this place and for example the Museum Hotel was one of the greatest thing I ever experienced, so I always I immediately posted them on Instagram and everybody was like, oh my god, what is this place? So it was a very good experience, very nice country, very nice people here, and for photo is for photography is very a wonderful place. Alte locații celebre din Hatay sunt Copacul lui Moise, crescut din bastonul înfipt în pământ de către profet, și peștera Beșicli. În anul 2021, Turcia a fost vizitată de peste 400.000 de români, cifra apropiată de cea de dinainte de pandemie. Și de la sport trecem acum la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghiane, aduce ultimele informații despre vreme. Bună seara, Roxana, te ascultăm! Bună seara, Ioana! Bun găsit tuturor! Până în această seară, la ora 23, avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată. În Maramureș, local în Transilvania, Moldova și nordul Crișanei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și perii restrânse, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40, chiar 50 de litri pe metru pătrat. Dar haideți să vedem cum va fi vremea în întreaga țară. La noapte, în nord-vest, nord-centru, precum și în extremitatea de sud-est a țării, vor fi înorări și averse. În munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar șanse să plouă vor fi foarte puține. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă și perii restrânse în sudul Olteniei și în Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 9 și 18 grade. Mâine, temperaturile vor scădea în toată țara, maximele se vor situa între 14 grade în nordul Moldovei și 27 de grade în Muntenia. Cerul va fi variabil în vest și în sud-vest, iar în rest vor fi înorări. Va ploua în cea mai mare parte a Moldovei și pe alocuri în Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Vântul va avea intensificări în sud-vest, centru și nord-est, precum și în zona Carpaților Meridionali, unde la rafală se vor atinge viteze de peste 70-80 de km pe oră. În capitală va scădea temperatura, astfel că la amiază termometrele vor indica o maximă de 27 de grade. După amiază, cerul se va înora și sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice. Marți vom avea parte de vreme frumoasă, pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Miercuri se va menține vremea frumoasă și se va încălzi ușor. Temperatura maximă va fi, iată, de 27 de grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Ioana?
Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focus.matv.ro. De la ora 20, o nouă poveste, o nouă familie, un nou schimb de mame. Iar de la ora 21:30, pe Prima Sport 1, campioana CFR stă față în față cu Universitatea Craiova, Petrescu contra lui Rădoi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine seară de la ora 23 la Focus. Aveți grijă de voi!